vorbeam cu tatăl nostru și e atât de adevărat că ceea ce s-a citit în seara aceasta nu prea se potrivește cu o sărbătoare ca și aceasta. Pentru că am auzit Colin cânta de aici, am auzit așa de frumos combinații, să zic așa, între frații, surori, grupuri care au dat pe Domnul și este vizibilă, vădită această dorință ca să înălțăm numele celui care singur merită să fie înălțat în și închinarea noastră, e singurul care o merită. Și e frumos și am spune că acest cuvânt care a fost citit, poate nu se prea potrivește. Ascultați cum spune la un moment dat în acest text, doar să ne aducem aminte. Nu spune o colindă s-a auzit în Rama, ci spune un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și voce mult. Și aceasta, dragii mei, după nașterea Domnului Iisus Hristos. Și am spune noi, ne-am așteptat ca nașterea Domnului Iisus Hristos să aducă bucurie pentru Pământul, așa cum ne-ar place și am vrea să vedem. Și în ciuda așteptărilor, celor care le așteptau pe Domnul Iisus, celor care abia așteptau să vină Mesia cel promis, realitatea a dovedit contrariul. Și în această seară, avem în fața noastră continuarea a ceea ce s-a vorbit de fapt dimineață. Despre niște oameni dintr-o țară îndepărtată, care n-aveau tangență cu Tora, cu legea lui Dumnezeu, cu Moise, care n-aveau de-a face cu Mesia, să aștepte pe Mesia, erau răsărit departe. Nu știm, și nu vreau să intru în detalii, nu sunt un specialist ca să pot să dau date, m-aș încurca poate, spun câți kilometri au venit, câte zile au călătorit acești oameni. Dar ceea ce Biblia ne spune, putem să afirmăm. Și dacă Biblia tace în anumite locuri și în anumite privințe, noi putem doar să presupunem. Noi putem doar să dăm probabilități, așa cum dau ăștia la meteo și spun, mâine va fi așa, de vedem contrar. Dar se poate, nu se exclude. Au spus că o să fie vreme frumoasă de sărbători și nu o să lângă. Și el mergea pe geamă așa de frumos afară și lângea cu niște fulgi foarte mari. Ceea ce vrem să înțelegem, că Dumnezeu lasă anumite lucruri clare care trebuie să le știm. Iar anumite lucruri detali, să spunem noi, lucruri de fond, care nu fac diferența și nu implică, să zic, să schimbe direcția noastră în călătoria noastră spre cer, n-are rost. Și cred că a fost ce poate spunea, să vă feriți de înșiră de neamuri, să vă feriți de lucruri din astea care aduc conflicte, dezbinări, opinii diferite și la un moment dat niște frați nu mai pot să fie în armonie pentru că unul gândește că au fost 3 magi, altul că au fost 5 magi. Unul chema, unul zice că îl chema într-un fel, patul în alt fel și lucrurile astea care ne-a bunit, nu ne ajută, nu ne zidesc. Ceea ce vrem să înțelegem cuvântul Domnului este ceea ce ne ajută să creștem, ceea ce ne ajută să-L cunoaștem pe Dumnezeu și aș vrea că în această seară, ceea ce nu înțelegem, ceea ce nu putem accepta cu mintea noastră, logică, zicem noi, deșteaptă, tresărită, cu cultura noastră, să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Să privim la realitatea tristă, care o vedem cu ochii noștri, la consecințele păcatului pe care le gustăm din plin în fiecare zi. Și când am zis un țipă s-a auzit în Rama, n-a fost din cauza că Fiul lui Dumnezeu s-a coborât pe pământ. Nu din cauza lui. Probabil că unii știind pe ce fond Irod a dat acea poruncă de masacru, acea poruncă crudă, a spune din cauza că Iisus Hristos a născut în ochi. Din cauza că omenirea zace în cer. Din cauza că pornirile inimii omului sunt îndreptate așa cum a văzut Dumnezeu și a părut rău că a făcut pe om. În fiecare zi nu mai spre rău. Și am citit despre acest împărat, dacă putem să-l numim, pe îndrept să spunem împărat, să cere de la el o conduită și o viață demnă de acest nume. A ajuns la punctul acela de frică, de paranoia, de panică, că scaunul este în pericol și a început să-și ucidă copiii, să-și ucidă membrii din familia lui, pentru că se simțea, după cum se face de o dimineață, cu multă dibăcie și cu multă diplomație a încercat să cucerească inima împăratului August și apoi inima poporului, după ce te chinui să faci o carieră și cariera e în fața ta, după ce ai pus mâna pe un scaun care mulți ar fi, nu au visat ce să mai viseze.
și ar fi dorit dintre oamenii mari și a ajuns acolo. Și să audă dintr-o dată o veste cu un împărat și că Mesia s-a născut. Nu i-a fost totul. Omenește fiind. Spus, acționat, pe bază reacționamentului lui Dumnezeu. Să-și apere ceea ce de fapt nu putea să țină pentru el. Pentru că am s-a dus. Aș vrea să vedem în seara asta cu ajutorul Domnului de ce au loc aceste evenimente? De ce sunt implicați acești oameni în desfășurarea acestor evenimente a nașterii Domnului Iisus Hristos? M-am întrebat, oare nu se putea Domnul să se nască? Să vină păstorii, cum s-a predicat ei? Să facă de cunoscut celorlalți oameni și lucrurile să rămână într-o liniște din aia anonimă, pașnică. De ce a trebuit să vină niște oameni dintr-o țară îndepărtată? De ce a trebuit ei să vadă steaua, acea stea, pentru că erau specialiști în acest domeniu? Degeaba se uitau păstorii pe cer, că toate stelele erau la fel și eu mă uit de multe ori pe cer. Și mi-e greu ca să deosebesc tarul mare de tarul mic și atunci când se văd bine încerc să le mai disting și alte ursuri polar și alte stele mai însemnate. Dar acești oameni erau în domeniu și asta făceau în fiecare zi. Nu vrem să vorbim ce anume, care erau activitățile lor, dar vreau un lucru să fim convinși. Erau oameni educați, omenește vorbim. Erau oameni înțelepți din punct de vedere omenește. Erau oameni cu un nivel cultural, social, politic, mult mai presus decât acei păstori care și ei au avut harul ca să fie înștiințați. Harul să-L vadă pe Iisus, harul să-și plece genunchi înaintea Lui și n-aveau să-L ducă. Probabil le-au dus la Iosif și Maria smântână, lapte, brânză. Ce-au avut ei dacă le-au adus? Nu ne spune Biblia. Ea le spune, dă cu presupusul. Dar îmi face plăcere și m-ar și bucura să cred că probabil în zilele următoare poate ca un timp să mână de ajutor văzând și înțelegând că Fiul lui Dumnezeu ar putea să se nască în cel mai pompos palat, în cele mai nobile condiții, ales contrariu, să se nască în cele mai josnice condiții, în anonimat, în sălbăticie, dacă putem spune, în ceva care nu este uman. S-a spus aici și vreau să repet, care dintre noi părinți am acceptat ca și creștini, ca și oameni al Dumnezeu, să spunem Dumnezeu să ne împiede într-o anumită stare ca Fiul lui Dumnezeu. Și celălalt stras Sfântul mi-a zis că, uite-l mă, ipocrit, mai săracu, parcă nu merge nimic bine, parcă e pedepsit de Dumnezeu, nici măcar niște condiții omenești nu are, ceva e. Și sunt convins că au fost tot felul de idei, tot felul au circulat de vorbe ale oamenilor. Dar Iisus Hristos a ales să se facă sărac, ca noi să fim îmbogățiți. Avea să spunem glorie Lui. A ales condițiile cele mai de jos, ca noi să putem să avem întrebările. Și m-am întrebat de ce acești magi. Și cred din toată lumea că Dumnezeu a vrut, în primul rând, să-și împlinească cuvântul Lui. Vedeți dumneavoastră, dacă citim în Vechiul Testament, e presărat de foarte multe profeții. Ce sunt profeții? Sunt niște mesaje lansate de Dumnezeu prin oamenii Lui, care îl căutau pe Dumnezeu, care aveau o relație apropiată cu Dumnezeu. Și aceste mesaje erau referitoare la viitor, peste ani. Dumnezeu a lăsat acest mesaj al venirii pe pământ, al Fiului lui Dumnezeu, să fie cunoscut. Încă din grădina Eden, Dumnezeu a promis și a spus, diavolul, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Era vinovată femeia, pentru că a căzut în neascultare. Era vinovată Adam, s-a păcătuit. Dar Dumnezeu lansează o promisiune și spune, aceasta se va zbori capul, îi spunea șarpul lui Dumnezeu. El îți va zbori capul. Și trebuia să vină numele noastră, Iisus Hristos. Trebuia să accepte de dragul nostru, ca să putem noi să fim salvați. Dar a ales aceasta. Și
ca să-și împlinească Dumnezeu profețiile, El s-a folosit nu doar de poporul iudeu. Am spune noi că dacă noi facem niște prognosticuri, niște promisiuni, să spunem noi între noi, și spunem, așa o să se întâmple săptămâna viitoare, peste o lună, și noi între noi le aranjăm lucrurile încât să se întâmple așa, să zic, da, toți au colaborat, au fost toți pe o mână, spunem noi. Dar Dumnezeu cheamă oameni care n-au nimic în comun cu Scriptura, îi cheamă de departe, n-au auzit poate niciodată, nici ei nu știu, nici ei nu înțeleg. Și totuși sunt folosiți ca și unelte în mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și arate puterea, să arate că El are putere să-și împlinească profețiile, promisiunile făcute cu mii de ani înainte și nu este împiedicat de circunstanțe, nu este împiedicat de oameni. Și nimeni nu poate să spună, da, păi ei știau. Nu, magii nu știau. Ei au privit la un moment dat în cercetările lor și au văzut o stea. Și acea stea, i-a înțeles prin mesajul acela că s-a născut un împărat. Dar unde? A văzut că steaua era în Israel. Acolo era localizată. Și pentru ei a fost suficient, pentru că în dorința lor de a aduce închinare împăratului, de a înțelege mai în detaliu, să vadă că lucrurile care ei le-au văzut sunt reale, au plecat în călătorie. Și ne-am așteptat ca steaua să fie acolo când au ajuns ei în Ierusalim să vadă exact unde este ea localizată și nu au văzut. Și s-au dus direct la Ierusalim. Și știu cu toții care a fost reacția acestui împărat care în loc să se ducă, în loc să accepte, în loc să facă tot ceea ce țin de el să aplaneze, să zic, dacă el s-a plăcut, să zic că lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu, nu n-a dat frică de Dumnezeu. El dorea să-și împlinească scopul. Și totuși Dumnezeu și-a pus planul la îndeplinire și chiar dacă n-a găsit răspunsul complet acolo în Palatul lui Dumnezeu, a chemat pe Cărtura, pe cei care cunoșteau și vedem ce clar cum a spus, a adunat pe toți preoții mai de seamă și pe Cărturarii Nerodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. Și răspunsul le-a fost dat în Betleemul din Iudeea, l-a auzit Irod, l-a auzit magii. Le-au răspuns ei că ceată ce a fost scris prin prorocul, o profeție care o așteptau să se împlinească. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai mea însemnată dintre căpetenile lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu. Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a dat în tocmai de la ei vremea, adică steaua nu mai o vedeau. Vremea când s-a uitat să steau, trecuse o bucată de vreme. Iisus nu era în graj, Maria nu mai era acolo cu pruncul. Probabil a trecut câteva zile, câteva zeci de zile, un an și ceva, pentru că deducem din potărârea care a luat-o Irod, ca toți copiii de la 2 ani în jos, și nascut de la lună în jos, a primit vremea de la Cărtura, a primit vremea de la magi când s-a arătat steaua. Și el a făcut calculele lui malefice, spune el, diabolești. Să fie sigur că nu va scăpa. Dar vreau să sugerez încă o dată. Dumnezeu veghează asupra cuvântului lui să-l împlinească. Și această stea care au văzut-o acești oameni, putem să privim în urmă cu sute de ani, chiar peste 1000 de ani. Vă aduceți aminte în vremea poporului Israel când erau acolo în Pia Moabului și la un moment dat împăratul Balac, înspăimântat de ce face Dumnezeu cu acest popor, înspăimântat de ce ar putea să-i se întâmple, dă repede veste în răsărit. În răsărit spune că de acolo au venit și magii, din răsărit a venit și acel om, Balaam, care a fost chemat să blasteme pe Israel. Și credea acest împărat și era renumit acest om. Că ceea ce el blastămă, va fi blestemat. Însă, Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Poate să ridice cei mai mari specialiști, cei mai mari văzători în lumea aceasta, a spiritelor, a Duhurilor rele, și să spună că au putere asupra leșilor copiilor lui Dumnezeu. Nu! Spune cuvântul Domnului, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei.
Și Dumnezeu îi spunea lui Avram, ieși din țara ta. Tot din răsărit a ieșit Avram. Din Ur, din Caldeea. Și a spus, ieși de aici. Voi face din tine un neam mare. Și prin fratele spune, cine te va binecuvânta, vreau să citesc, va fi binecuvântat. Și cine te va blestema, va fi blestemat. Vreau să citesc aceste cuvinte. Să vedem că Dumnezeu este cel care păzește, cel care protejează, cel care atunci când binecuvintează pe cineva, atunci când are pe cineva în fața privirilor lui, nimeni nu poate să facă nimic, nici cel mai mic gest, fără acordul lui Dumnezeu. Și Genesa capitolul 12, cuvântul Domnului spune, versetul 3, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. De ce? Avram nu s-a mulțumit cu acel mod de viață. Avram a căutat realitatea. În timp ce tatălui avea Dumnezei, închinare străină, putea și să zică, e fain, e interesant, să crezi în ceva, să nu fii obligat la nimic. Viața ta să ți-o îndrumi cum vrei tu și totuși să mergi în această lume și să fii fericit, să spun. Avram n-a fost împlinit. A căutat răspuns la întrebările lui. Și aș vrea să spun un lucru. Sunt multe întrebări care poate nu-și au încă răspunsul în viața noastră. Cuvântul Domnului spune așa de frumos în Ieremia, capitolul 29:11. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Și cei ce caută pe Domnul, chiar dacă pare că drumul e lung. Și Avram a fost lung. Dar Dumnezeu s-a descoperit și a spus Dumnezeu, ieși. Primul act al credinței, al ascultării de Dumnezeu. Dumnezeu și-a împlinit față de Avram. De ce? Că acest om a acționat prin credință, chiar dacă n-a cunoscut totul din prima. A avut experiențe pas cu pas. Ceea ce trebuie să înțelegem în viața noastră de creștini, să credem că Dumnezeu este singurul Dumnezeu și noi trebuie să rămânem credincioșii Lui și să credem pe cuvânt și apoi Dumnezeu se va ocupa de viața noastră să ne întărească credința, cum s-a întărit-o pe a lui Avram. Și învățăm pe acest om, pe Balaam, trecem la el, a venit pentru a vrea bani. I-a promis Balaam că să dau mulți bani. O să te fac dintr-o dată un bogat. Câteva vorbe și ești rezolvat financiar, ești rezolvat pe toată viața, nu-ți mai trebuie nimic. Și i-a surâs lui Balaam și a vrut să-mi arate să vedem ce s-a întâmplat. Pentru că acest om, chiar dacă el și-a dorit, chiar dacă el la început a încercat să forțeze lucrurile, la un moment dat a trebuit să spună, nu să pot să spun, îmi pare rău, din ceea ce Dumnezeu îmi spune. A recunoscut acest om autoritatea lui Dumnezeu chiar și în viața lui, chiar dacă nu făcea parte din poporul Israel. De ce? Pentru că inima omului este ca un râu în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că dă viață și Dumnezeu poate să o moară. Dumnezeu e cel care decide asupra vieții noastre și El este olarul. El poate să facă ce vrea cu noi. Dumnezeu nu câștigă nimic dacă eu rămân credincios Lui. Nu-i fac Lui nicio favoare dacă eu ascult de El. El mi-a făcut deja favoarea. El mi-a dat deja har după har. Ceea ce rămâne să văd acest har, să-L minusușesc în viața mea și să-L urmez pe El, având ochii ațintiți așa cum aveam ochii spre răsplătire. În Numele capitolul 12, o să te aud acolo. Am și 24. Versetul 15. După ce în câteva încercări, Balaam a încercat să recurgă la toate mijloacele lui, doar reușește să scoată pe gură mesajul care vrea împăratul ca să obțină ceea ce el își dorea, bogăție și bani, și spune chiar apostolul Petru, că a iubit plata fără de lege și a fost pierdut acest om. Dar iată ce spune el. În capitolul 24 cu versetul 15. Balaam și-a rostit prorocia și a zis, așa zice Balaam și lui Beor. Așa zice omul care are ochii deschiși. Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaște planurile celui preanalt, cel ce vede vederea celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși,
Îl văd acum, îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea sare din Iacov. Un toiar de cârmuire se ridică din Israel și îl rostește. Și pleacă acasă, rușinat și dezarmat acest om. Nu ne oprim la om. Ce vreau să spun, cuvintele lui au rămas în istorie. Și acei oameni din răsării probabil le-au auzit și le-au păstrat în arhiva lor. Și aceasta, într-o zi, s-a învățat. Nu era Iisus stea. Am găsit mesajul care spunea că Iisus, de fapt, era acea stea și magii când au venit, aceasta s-a transformat în Iisus. Ce erezie! Cuvântul Domnului așa de clar aici și spune că steaua, după ce au plecat ei de la Irod, s-a oprit deasupra locului unde era mama cu Iosif și cu pruncul, deasupra casei. Și știm cu toții că acești oameni și-au deschis bisterii și cum și-au plecat genunchii. Oameni, spune mai puținută înaltă. Și mulți spun, pocăiți sunt doar oamenii încluți, doar oamenii care nu au alternativă, oamenii care nu au niciun sprijin și trebuie să se agațe de ceva. Își dau seama că sunt prea fragili în viața asta și recurg la ultima, să zic, variantă, ultima alternativă, nu? Cuvântul lui Dumnezeu ne confirmă că atât oameni săraci, cât și oameni bogați și mulți au avut parte de harul lui Dumnezeu. Dar decizia ce au făcut cu acest har a aparținut la ambele categorii. Nu știu ce au făcut păstorii după ce s-au întors. Știu că au venit plin de bucurie, dar nu știu cum s-a derulat viața lor în continuare. Nu știu ce au făcut magii când au ajuns din nou răsărit. Ceea ce știm, că și-au deschis biserile, că au adus darul și că au ascultat de glasul lui Dumnezeu care le-a vorbit în vis să se întoarcă pe un alt drum. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește în matematică. Au fost profeții spuse în Vechiul Testament și dacă citim în acest text vom vedea că tot legat de venirea magilor și iară revin, parcă mai mult au complicat lucrurile venirea acestor magi. Pentru că i-a tulburat pe toți. S-a tulburat Irod, s-a tulburat și Ierusalimul, s-a făcut forfătă, deranj. Și ascultați, după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în visul Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Și a spune lor, Dumnezeu se simte în pericol și repede dă mesajul lui Iosif să fugă, că el n-ar putea să-l păzească. Putea, dar, hai să citim mai departe, spune că acolo a rămas în Egipt, până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Iată, uitați, Fiul lui Dumnezeu a luat și calea fugarilor, dacă putem să spun. A îmbrăcat condiția noastră omenească. Dumnezeu putea să îl țină într-un glob de protecție și nimeni și nimeni să nu poată să-i facă niciun rău. Nu. Dar i-a ales ca să sufere ca și oameni. Și a ales ca să chiar să se privegească din această lume. Dar, în același timp, Dumnezeu a urmărit un scop foarte precis, să-și împlinească profețiile, pentru că acestea erau niște stâlpi, dacă putem să spunem, de reper, niște piloni. Când oamenii priveau la exactitatea cum Dumnezeu a spus toate aceste lucruri desfășurându-se, n-au putut să mai aibă îndoială. Și ucenicii s-au îndoit unul de Domnul Iisus. Și spune că în anumite circunstanțe își aduceau aminte de ce le spunea Domnul Iisus. Și abia atunci făceau lucrurile. Așa suntem noi. Cu întârziere de multe ori. Și Dumnezeu trebuie să folosească mesaje care să ne ajute în credința noastră. Să privim în trecut la promisiunile lui Dumnezeu și să le vedem împlinindu-se în viața noastră. De ce? Ca încrederea noastră să rămână în El. Că dacă nu am spune, nu mi-a promis nimic Dumnezeu. N-am văzut implicația Lui în viața noastră. Dar privind în Cuvântul lui Dumnezeu, vedem că în ciuda împăraților care s-au ridicat să distrugă planul lui Dumnezeu, în ciuda oamenilor care, crezând că sunt puternici, au făcut tot ce le-au stat în putere să nimicească și să distrugă planul de salvare, n-au reușit. De ce? Pentru că Dumnezeu este în controlul istoriei, slăvit să fie El. Amen. Chiar dacă oamenii se pare că iau puterea, nu. Nimeni nu poate să treacă peste cuvântul Domnului. Și ceea ce e frumos, am văzut că au fost împărați care s-au lăsat
modelați de Dumnezeu. Și în cartea Domnului vom putea să vedem despre Cir, nu o să mai citesc, dar am putea să vedem în cartea Domnului al lui Isaia, cum spune că l-a ales Dumnezeu ca să împlinească planurile lui. Și privim la Faraon, care atunci când poporul Israel a cerut să plece din Egipt, Faraonul a zis, nu vor pleca. Și și-a împlinit inima. Dumnezeu a trimis o urgie. Și apoi i-a fost frică. Și din nou când s-a văzut cu situația restabilită, Faraonul a zis, nu vor pleca. Credea că el are puterea de decizie. Și la un moment dat spune că Dumnezeu i-a împietrit inima, pentru că acest om a rămas tare în împietirea, în răzvrătirea lui. Și Dumnezeu l-a folosit fiecare dintre noi pe acest pământ, contribuind, și atenție, să fim atenți la ce spun, contribuind fie că vrem, fie că nu vrem, la împlinirea planului lui Dumnezeu. Diferența o face în ce mod contribuim. Într-un mod pozitiv sau într-un mod negativ. Și aș vrea ca să citesc ca să înțelegem mai bine. În Exod, capitolul 9, versetul 15 și 16. Ce spune asta? Pentru că Dumnezeu nu e Dumnezeu. Și Dumnezeu își arată puterea indiferent de cât eu opun rezistență, indiferent cât sunt eu de încăpățânat să dovedesc că Dumnezeu nu trece peste mine, că Dumnezeu nu poate să treacă. Dumnezeu poate într-o clipă să treacă peste ceea ce eu spun, că nu poate să treacă nimeni. Și Faraon asta a crezut că El e Dumnezeu. Asta s-a considerat. Și în Exod, capitolul 9, cu versetul 15, spune... Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi perit de pe pământ. I-a spus Dumnezeu prin Moise lui Faraon. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare pentru că am un scop. Și acest scop se împlinește cu fiecare om pe acest pământ. Mai repede sau mai târziu, fiecare decide cum vrea să slujească planul lui Dumnezeu. Te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. A fost numele Dumnezeu vestit în tot pământul? Da. Toți au auzit deja făcut Dumnezeu poporul egiptean, pentru că s-a acutezat, s-a împotrivit lui Dumnezeu și nimeni nu poate să rămână în fața planului Dumnezeu și să opună rezistență. Acest lucru să nu uităm. Dumnezeu este suveran. Și chiar dacă au încercat oamenii, diavolul prin oameni, să împiedice planul de salvare al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, să fie dus la îndeplinire, n-a reușit. A încercat Irod, a încercat să facă, să prăpădească tot în jurul lui. Iisus Hristos a rămas neatins. A încercat apoi cărturari și farisei. Au crezut că ei îl vor supune pe Iisus Hristos, vor fi răstigniți și gata, au terminat cu acest presupus Mesia, așa că deau ei în Mesia. Și totuși s-a ridicat triumfător și a realizat mântuirea și răscumpărarea noastră. De ce? Că Dumnezeu rămâne Dumnezeu și își împlinește scopul și planul Dumnezeu. Dar acum rămâne la latitudinea noastră și alegerea noastră dacă vrem să fim și noi parte planului Dumnezeu. Să fim ca și Moise, să fim ca și Maria, să fim ca și ucenicii Domnului mai târziu, să fim ca și creștinii care au rămas în urmă și să împlinim voia lui Dumnezeu pe acest pământ. Sau putem să ne opunem și Dumnezeu își va arăta puterea într-o zi pe zi. Spune cuvântul Domnului că orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu. Atunci nu va mai putea fi la latitudinea unia sau altuia. Obligați, toți vor recunoaște cu Dumnezeu, este singurul Dumnezeu, dar va fi prea târziu. Dacă n-am făcut-o în timp de vieți, ce trebuie să facem noi astăzi, ca și magi, ca și păstori, să vedem cu fața la pământ, așa cum a cântat, să recunoaștem suveranitatea lui. Să recunoaștem că El își împlinește cuvântul lui cu precizie. Chiar dacă noi nu-L înțelegem, chiar dacă noi nu-L acceptăm, nu e pe placul nostru. Chiar dacă ne surprinde asemenea imagine și auzim țipete, nu e din cauza lui Dumnezeu. Sunt consecințele răului care a luat amploare pe acest pământ. Și chiar Dumnezeu i-a părut rău că a făcut pe om. Și spune că s-a mâhnit și a hotărât că să distrugă toată omenirea. Dar a căpătat îndurarea lui un om și a dat încă o șansă omenirii. Dar încă acest plan mai are o bucată de vreme și va fi dus la îndeplinire. E un har să fim copiii Domnului. E un har să aparținem singurului Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să nu
împărăsimii. Pentru că de rușine vor fi ce cercăresesc fără temeri. Și nimeni ar avea un temeri să interesească pe Dumnezeu. Mintea noastră ne minte. Dacă logica noastră ne va spune într-o zi, da, Dumnezeul tău te înșală, îți înșală așteptările. Haideți să privim la Cuvântul lui Dumnezeu în acele momente și înarmați să spunem nu, diavolului. Dumnezeu să ne ajute. Un alt lucru și vreau să încheie repede este așa de frumos că în această împlinire a planului lui Dumnezeu vedem că Dumnezeu are o promisiune finală. Întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământul pe care acum este caz. Aceasta a profețit Ieremia și a văzut Ieremia sau Isaia. Fiul lui Isaia, mulțumesc. Și a spus, nu va stăpâni pentru că a venit lumină. Chiar dacă a încercat oamenii să stârpiască această lumină, spune că lumina luminează în întuneric, spune Apostolul Ioan și întunericul n-a biuit-o și nu va veni niciodată. Și noi suntem chemați să fim și noi fii ai luminii. Am vrea să fim fii ai luminii? Dacă vrem să fim fii ai luminii, avem garanția din partea lui Dumnezeu, așa cum Iisus Hristos, lumina lumii, n-a putut fi în viață niciodată. Nici noi, lumina lumii, dar suntem și noi mandatați să fim pe acest pământ. Nici noi nu vom fi biruiți niciodată, pentru că Iisus Hristos a spus-o. Cel care a biruit întunericul, cel care a biruit moartea, a spus, eu am zidit biserica. Eu am stabilit că ea trebuie să fie lumină pe acest pământ. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Să fim încrezători în acest Dumnezeu. Să fim recunoscători pentru planul care l-a dus la îndeplinire, pentru Domnul Iisus care s-a născut și nu este un copil, este la dreapta mâinii. Este cel care mijlocește pentru înaintea ta. Este cel care ne-a promis că nu ne va lăsa, va rămâne cu noi și a primit și pe Duhul Sfânt. Și să avem încredere că planul lui nu dă greș. Să avem încredere că promisiunile lui, profețiilor lui se vor demula cu precizie la momentul hotărât de Dumnezeu. Și să avem încredere că noi, dacă rămânem în lumină, dacă rămânem în El, moartea nu va putea să ne biruiască. Spune Domnul Iisus, nu vă temeți de ceea ce a ucis trupul și apoi nu mai pot să facă nimic, ci temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să piartă. Și de acela să vă temeți. Noi suntem chemați să-L iubim și să avem o teamă sfântă față de El. Să-L urmăm pe El, să rămânem pe Dumnezeu. Amin. Amin.